Astăzi vă prezentăm rezultatul disperării de ani de zile, că nu reușeam să prindem inamicul livezilor, inamicul pământului, inamicul gazoanelor. Uitați-l aici, cu o simplă capcană pentru șobolani cârtiți, am reușit în 2 ore să prindem un dușman care foarte multă vreme ne-au disperat, ne-au nenorocit lucerna, grădinile, straturile. Uitați aici, rezultatul de 2 ore și cu 25 de lei, 2 capcane. Simple și eficace. Astăzi v-am arătat rezultatul. Imediat o să vedeți cum se amplasează. Căutăm mușuroi cel mai proaspăt. Galeria pe unde circulă dușmanul nostru. Deci am găsit o gaură. Acum vom căuta și aia altă gaură. Și cred că am descoperit-o. Să vedem unde este. Avem nevoie de ambele găuri să ne dăm seama de unde vine și unde pleacă. Deocamdată am găsit doar una. Mușuroi mare. Ia uite aici. Vine din direcția asta, sapă la rădăcina pomului, pentru a găsi râme. Și așa, noi vom amplasa capcanele. Le armăm. Trebuie armate. Armătură simplă. Așa. Și o să poziționăm una la o gaură. Pentru că nu ne dăm seama de unde vine și unde pleacă. Așezăm 2 capcane, orice unde ar fi, vine înspre noi. Și încercăm să acoperim din nou gaura, cum a fost inițial. O să așezăm ceva de deasupra, să putem lăsa liber tunelul și tasăm bine pământul, să nu fie aer, pentru că e foarte vicleană și dacă simte aer, nu o să mai vină. Cam atât.